Salut tuturor! În acest video vreau să analizez o partidă jucată între maestra FIDE Lehatch Miruna Daria și marea maestră Doluhanova Evgenia. Partida s-a desfășurat în runda 2 din cadrul memorialului Maria Albuleț. Memorialul Maria Albuleț urmărește promovarea șahului și omagierea celei care a fost marea maestră internațională Dr. Maria Albuleț, cea mai puternică jucătoare de șah a anilor 50. Triplă campioană națională în 1951, 1956 și 1957, Maria Albuleț a obținut împreună cu Margareta Teodorescu titlul de vicecampioană olimpică în anul 1957. La Olimpiada de șah din Olanda din anul 1957, România cu cele două jucătoare într-o formă foarte bună a cucerit medalia de argint, având același punctaj cu formația campioană Rusia. Tot la aceeași competiție, Maria Albuleț, care a jucat la masa 1, a obținut locul al doilea în concursul individual. O altă performanță a Mariei Albuleț datează tot din anul 1957, când a obținut locul întâi la turneul zonal de la Cracovia, succes care i-a permis să acceadă la turneul candidatelor, competiție în urma căreia se desemneau jucătoarele care urmau să se confrunte pentru titlul mondial de șah. Hai să analizăm partida. Miruna a început cu e4, iar adversara ei a răspuns cu e5, cal la f3, cal la c6 și nebun la b5. Avem partida spaniolă sau Ruy López. Negrul a continuat cu cal la f6. Aceasta este apărarea berlineză, iar Miruna nu a dorit să intre în final după rocada mică. Cal bate la e4, d4, cal la d6, nebun bate la c6, debate la c6, debate la e5, cal la f5, dama bate la d8 și rege bate la d8. În partida a optat pentru d3, se apără centrul și permite nebunului de câmpuri negre să intre la joc. Negrul a continuat cu nebun la c5, c3, se pregătește d4, iar câmpul c2 va fi ocupat de nebun dacă negrul îl atacă cu a6, b5. Negrul a continuat cu d6, rocada mică, regele Miruna este în siguranță, negrul a făcut același lucru, cal bd2, cal la e7, negrul intenționează să-și relocheze calul la g6, dar această mutare prezintă un dezavantaj și acela este că d4 este apărat de două ori, de aceea albul poate să joace d4, e bate la d4, c bate la d4 și albul are un centru foarte puternic. Diagonala nebunului de câmpuri negre este deschisă, deci pentru activarea acestei piese, albul trebuie să mute calul. Dacă joacă cal la c4, se pierde pionul din e4. De aceea Miruna a jucat turn la e1, se pregătește și e5. Negrul a jucat c6, nebun la d3, cal la g6, cal la c4, se atacă nebunul din b6 și albul a împins e5, debată la e5, debată la e5. După această mutare putem observa că albul are o majoritate de pion pe flancul regelui, în timp ce negrul are o majoritate de pion pe flancul damei. Negrul a continuat cu cal la c4, se atacă pionul din e5 de 3 ori. Și albul poate să atace acest cal cu h3, dar a optat pentru nebun la g4, atacând dama, dama la d5, dama la e2, turnurile sunt conectate și deschiderea albului s-a încheiat. Negrul a atacat calul cu b5 și în partidă a decis să mute calul la a3, dar poate să joace și turn A la D1, deoarece după bătaia în C4, albul bate în G6, atacând dama cu turnul. Și după dama la C5, nebun la C2 și vedem că negrul are 2 pion dubli pe coloana C. După cum spuneam, albul a jucat ca la E3. Negrul a bătut în e3, dama bate la e3 și nebun la b6, se atacă dama, dama la e2, nebun la g4, se dezvoltă ultima piesă ușoară și se leagă calul din f3 și observăm că negrul și-a terminat și el deschiderea prin conectarea turnurilor.
Albul a continuat cu nebuna e4, se atacă dama, dama la e6, h3, nebun bate și nebun bate pentru a apăra pionul din e5. Negrul a continuat cu turn f, e la e8, se atacă pionul din e5 pentru a treia oară, dar dacă negrul bate în e5, albul recuperează acest pion după bătaia în c6. De aceea, albul și-a adus ultima piesă în joc cu turn ac1, damă bate la e5, nebun bate la c6, s-au schimbat damele și avem un final egal, unde albul are perechea de nebun, dar turnul negru este foarte activ pe linia a doua, punând presiune pe pionul din f2 împreună cu nebunul. Negrul a jucat h6, se alungă nebunul, nebun la e3, nebun bate la e3, f bate la e3 și negrul a capturat în b2 și observăm că are o majoritate de pioni pe flancul damei, ceea ce este un avantaj pozițional foarte bun. Negrul amenință să bată în a2, de aceea albul a continuat cu nebun la d5, cal la e7, nebun la b3 și negrul joacă a5, intenționează să alunge nebunul cu a4 și după ce nebunul se retrage, negrul poate să captureze acest pion. Albul, din păcate, nu poate să-l apere, de aceea cea mai bună apărare este atacul și a jucat turn la F1, se atacă pentru a doua oară pionul din F7, rege la H7, turn bate la F7, calul este atacat și negrul are posibilitatea să dea acest cal pe nebun prin împingerea A4, dar în partida a jucat cal la C6. Dezavantajul acestei mutări e că se permite albului să atace pionii avansați din A5 și B5 cu turn la B7, turn la E2, se atacă pionul din E3 și negrul bate în B5, turn bate la E3, situația materială este egală și ar fi bine ca albul să câștige acest pion din A5 pentru a avea un pion liber pe coloana A. De aceea a atacat apărătorul acestui pion și a jucat nebun la D5, cal la B4, turn bate la A5 și albul are un pion liber în A2, iar el trebuie să împingă acest pion de fiecare dată când adversarul său îl lasă. Dar în această poziție putem observa că după ce negrul bate în D5, pionul din A2 este blocat de turn. Albul a continuat cu turn la A2. Din păcate pionul este blocat, de aceea este foarte greu ca Miruna să facă progres în această poziție. Albul a trebuit să-și aducă regele pe flancul damei, să atace turnul și să ajute pionul la împingerea lui. Negrul a continuat cu rege la g6, rege la f1, rege la f5, turn la e2. Negrul are șanse să facă remiză dacă reușește să schimbe cât mai mulți pioni. El încearcă să facă acest lucru, a împins g5, rege la e1, turn la d3, se încearcă blocarea regelui, dar acest lucru nu este posibil. Miruna a continuat cu turn la d2, schimbul turnurilor i-ar asigura câștigul, turn la a3, rege la d1, rege la e4, rege la c1, rege la e3, turn la c2, rege la d3, turn la f2, se amenință câștigarea turnului cu turn la f3 și negrul a jucat turn la a5. Aceasta este o greșeală, mult mai bine era să joace rege la c4 și după rege la b2, turn la d3, turn la c2 șah, rege la b4, turn la e2, rege la b5, rege la c1, turn la a3, rege la d1, rege la c4. Deci observăm că negru reușește să țină această poziție, iar dacă turnul alb părăsește linia a doua pentru a încerca să captureze pionul din h6, negrul o să bată în a2 și în g2, rezultând în remiză. În partidă s-a jucat
turn la 5, iar aceasta este o greșeală, deoarece pionul din a doi poate să avanseze. După cum bine știm, în final, jucătorul ce are pion liber trebuie să-și concentreze toată atenția în împingerea lui către ultima linie, de fiecare dată când adversarul lui îi permite. Albul a jucat a 3, negrul nu poate să bată din cauza mutării turnul la F3, H5. În final, regele colaborează foarte bine cu pionii, de aceea poate să atace pionii slabe adversarului și să-și ajute pionii proprii să avanseze. Albul poate să continue cu rege la P2, în schimb a jucat turn la F3 șah, rege la E2, rege la P2, G4, H bate la G4, H bate la G4, turn la F4, se atacă pionul, G3, turn la F3, se amenință bătaia în G3, negrul apără acest pion, dar pionul poate să avanseze. În partidă, Miruna continua cu rege la B3, turn la G4, A4, iar negru trebuie să oprească avansarea acestui pion cu orice preț, iar singura posibilitate este să joace turn la G5. În schimb, negru a jucat rege la E1. Dacă ar fi continuat cu turn la G5, dacă regele alb înaintează pentru ajuta avansarea pionului, negrul îl va șahui și albul nu poate să facă progres în această poziție și avem remiză. După rege la B3 avem din nou turn la G5, iar dacă mutăm rege la B5 avem șah din nou cu turn la G5. Deci în partidă s-a jucat rege la E1, albul a împins pionul la A5, rege la E2, încă o greșeală, negru ar fi trebuit să prevină avansarea pionului cu turn la G6, A6, turn la G6, A7, turn la A6, turnul negru se plasează în spatele pionului, dar albul reușește să apere, dar în această poziție regele alb poate să vină să-și ajute pionul, să alunge turnul și să ajute la transformarea pionului în damă. Negru a continuat cu turn la 1, turnul este legat supravegherea pionului din A7, dar regele al poate să înainteze și să-și ajute pionul să transforme în damă, rege la C4, turn la A2, rege la C5, rege la A3, rege la P6, turn la B2 șah, rege la C7, turn la C2 șah, rege la B8, negru mai are doar un șah în B2, dar albul poate să blocheze cu turnul. Negrul a mai încercat turn la F2, dar este o greșeală, deoarece după turn la E7 șah, albul promovează. În această poziție, negrul a cedat. O posibilă continuare ar fi rege la D3. Observăm că regele este la două câmpuri distanță de apărarea pionului, deci albul poate să atace acest pion și să-l captureze pe gratis. Albul joacă A8 damă, pionul din G2 este apărat, turn la F8 șah, rege la B7, turn bate la 8, rege bate la 8, rege la D4, rege la G7 și ne putem opri aici, deoarece regele negru o să fie făcut mat foarte repede. Deci aceasta a fost partida dintre maestra Fida Lehač Miruna Daria și marea maestră Doluhanova Evgenia. Sper că v-a plăcut acest video, să dați like și share, să vă uitați și la alte videouri ale canalului meu, vă rog să lăsați și niște comentarii, sugestii în secțiunea de comentarii și pe data viitoare. Salut!